opinia dumneavoastră? Sunteți beneficiar al acestor modificări? Despre codul penal nu mai vreau să vorbesc. Vorbim de un an și ceva de zile și concluzia mea e una singură. Indiferent ce am spus eu sau colegii mei, fiecare a rămas la părerea lui. Așa că n-are rost. Ați scăpat de acuzații potrivit noilor formulări. Cum le răspundeți lor dacă presa credeți că nu a tratat suficient? Lor categorii nu le răspund. Credeți că ăștia mă lasă să scap? Domnule Manole, retorica opoziției e de dimineață până seara aceasta. Modificați legile justiției și codurile penale ca să-i faceți un favor lui Liviu Dragnea. Pe de altă parte, ceea ce a venit ca argument în dezbaterea din comisii, dar și din plen, nu se referă în mod clasic la acuzațiile care îi sunt aduse. Cred că atunci când vorbim despre subiectul acesta și despre subiectul modificării codului de procedură penală, pentru că sunt conectate unul cu altul, cred că trebuie să vedem o imagine mai de ansamblu care începe cu următoarea propoziție. Codul penal și codul de procedură penală au fost rescrise masiv în ultimii ani de către Curtea Constituțională. Dincolo de opiniile PSD, PNL, USR, cetățeni și așa mai departe. Ăsta este un fapt. O bună parte dintre articole au avut parte de modificări din partea Curții Constituționale. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre modificările care au loc acum de câteva săptămâni în Parlament, și la codul de procedură penală și la codul penal, ele vin și în urma necesității de a corela aceste două documente importante, aceste două coduri cu deciziile Curții Constituționale, vin în legătură cu directiva pe prezumția de nevinovăție și vin și cu opinii, și aici trebuie spus foarte clar, cu opinii din întreg spectrul participanților la dezbaterile Comisiei Speciale pentru Legile Justiției. Și dacă ne uităm pe o statistică, chiar astăzi am primit-o, e statistica făcută de grupul PSD, dar ea e pe informații publice. Mai mult de jumătate dintre amendamentele trecute astăzi, ieri prin comisie și astăzi prin plenul Senatului, sunt amendamente care vin de la CSM, de la organizații ale magistraților, de la Ministerul Justiției, de la Parchetul General și așa mai departe. Unele dintre ele au fost însușite de PSD-ALDE, altele au fost însușite în comun cu colegi și de la PNL, probabil și de la USR și așa mai departe. Mai departe însă trebuie spus că, într-adevăr, există și niște modificări controversate. Ca să nu creadă lumea că spunem aici că PSD-ALDE face un proces perfect, un proces legislativ perfect. S-ar putea să greșim undeva. Dacă greșim undeva, să ne uităm totuși la traseul legilor justiției de până acum. Control de constituționalitate cel puțin o dată pe fiecare dintre ele, reîntoarcere, reexaminare, dezbateri de mai multe ori și filtrul Curții Constituționale. Toate aceste lucruri trebuie văzute în ansamblu și cred că dincolo de discursul politic partizan și de o parte și de alta, trebuie să ținem cont că procesul ăsta durează, nu se întâmplă acum cum s-a întâmplat când s-au modificat codurile pe procedură de urgență. Un ultim aspect despre o chestiune controversată, ca să nu ne ferim de discuțiile controversate. A explicat ministrul justiției de ce prag pentru... Nu de ce prag, pentru că de ce prag ne-a spus Curtea Constituțională, dar de ce acest prag pare să și fie, nu altul. Curtea Constituțională pare să fie o instituție facultativă pentru unii. Așa este că ne-am uitat cum Traian Băsescu a citit Levantul domnului Cărtărescu în două mandate. Acum să vedem cât timp îi trebuie președintelui Iohannis să citească o lucrare mai scurtă un pic, dar mai obligatorie, dacă pot să zic așa, mai puțin facultativă decât lectura literaturii române. Dar revenind, a explicat Curtea Constituțională de ce prag și a explicat ministrul justiției de ce acest quantum. Și a spus aproximativ astfel că a făcut o solicitare către parchet să-i se spună care este quantumul din practica procurorilor, care este quantumul pentru care
procurorii se duc în instanță cu o fapte de abuz în serviciu. Se duc ei pentru un leu, știți cum ne vin de la ANAF hârtiile alea. Ai de plătit 0,5 lei și mai și mult somație, costă da. Plicul decât... Da. Bun, și se duce parchetul general după un om pentru un leu, pentru 2, pentru 100, pentru 200, pentru 5.000, pentru cât? Și a observat, spune ministrul justiției, că pragul ăsta, în ghilimele, din practică, era undeva la 1.400 la perioada în care salariul minim era la 1.400. Și a spus, corelat cu chestiunea asta, am venit cu această idee. Nu spun că e perfectă, ea e discutabilă. Se poate veni cu oricum cu se vehicula copinii. Se vehicula un prag de 200.000 de euro, de 200.000 absolut. De lei, până la urmă și ultima, nu vreau să monopolizez, dar vreau să mai spun o chestiune foarte importantă, indiferent de dezbaterile noastre, indiferent că suntem sau nu de acord cu un lucru. Cred că este foarte greșit să inducem în rândul populației ideea că abuz în serviciu egal furt. Nu. Există abuz în serviciu cu prejudiciu zero, dar nu există pe planeta asta furt cu prejudiciu zero. Furtul e când iei ceva cuiva. O distinție cuiva, foarte bine făcută. Abuzul în serviciu nu este absolut același lucru. Nu zic că nu e condamnabil, dar nu este același lucru. Senzația mea este că toată pledoaria asta lungă și serioasă a dumneavoastră nu l-a convins pe Dan Vâlceanu, care crede în continuare că legile justiției se modifică în beneficiul lui Liviu Dragnea. Dacă ne aplecăm puțin mai atent asupra definiției date abuzului în serviciu, o să vedeți că, da, poți să crezi lucrul ăsta, mai ales că se întâmplă asta imediat după ce Liviu Dragnea a fost condamnat. Adică timing-ul n-a fost deloc potrivit din punct de vedere al imaginii publice. Dar haideți să vedem ce anume ne nemulțumește pe noi. Păi, pe de o parte, din această definiție au fost scoși terții. Adică dacă prejudiciu, chiar și ăsta, peste 1.900 de lei, care e minimul pe economie, sau o altă lezare a unui drept, nu se face în beneficiu persoanei care săvârșește abuzul sau unei rude până la gradul 2, nu mai este abuz în serviciu. Adică, cu alte cuvinte, domnul Radu Tudor, haideți să ne imaginăm următorul lucru. Domnul Florin Manole este managerul unei mari companii de stat. Noi doi mergem la licitație. Dumneavoastră aveți preț mai bun. Dânsul îmi dă mie licitația. Nu suntem nici rude, suntem, hai să spunem, prieteni. Nu-i abuz în serviciu, nu aveți ce să-i faceți. Ba mai mult decât atât. S-a aclamat foarte păi mult... Și dacă există criterii în licitație care spun, domne, trebuie să dăm ăluia cu o calitate mai bună versus un preț de asta mai prost. De asta se comite abuzul, nu? Până la urmă tu încalci niște reguli. Păi sigur, da, dacă mergem pe ideea că licitația trebuie să fie dată prețul cel mai mic și calitatea cea mai proastă. Nu, eu nu mă leg de asta. Până la urmă, ne legăm să fie criteriul, o prevedere legală în sensul ăsta. Că criteriul, poate criteriul folosit la licitația respectivă, da? Cine mai face mult licitația decât poate să aibă s-a foarte asta. Mult stoparea abuzurilor procurorilor, de exemplu. Păi dacă un procuror vă abuzează și nu face în beneficiu unei rude până la gradul 2, nu-i abuz. Deci eu cred că prin această definiție ei au reușit să practic să întoarcă și ce au vrut să facă bun. Probabil că la un moment dat s-au gândit, domne, uite, se întâmplă niște abuzuri, hai să vedem cum facem să le rezolvăm. Problema, și de aici te conduce gândul că aceste modificări au fost făcute în beneficiu cuiva anume. Nu poți să nu te gândești. Pentru că, iată, v-am dat câteva exemple care pot genera probleme. Reversul medalii este că dumneavoastră veți rămâne campionii menținerii unor legi care au permis abuzuri. Nu, de ce? Noi n-am avut, din 2012 numai PSD a avut majoritate în Parlament. Nu, mă refer la retorica Partidului Național Liberal. Nu cine a avut majoritatea. Okay. Dumneavoastră susțineți că aceste legi nu trebuie modificate. Nu, noi, ele, noi trebuie, că ele trebuie să rămână așa cum au fost în timpul regimului Băsescu când s-au întâmplat abuzuri. Nu, trebuie pe modificate. De altfel am și avut un amendament. Cum vedem noi modificarea definiției abuzului în serviciu. Dar din definiție nu trebuie să scoți terții, pentru că abuzul nu se face numai pentru beneficiul tău sau al unor persoane până la gradul 2. Poți să faci abuz în serviciu și... Senzația mea este...